chestiile handmade sunt mai mult pentru mine un hobby, pentru că e ceea ce mi-oferă plăcere, momentan. Însă, pe lângă plăcere, mă rog, mi-aduc și un mic suport financiar. Momentan fac bijuterii handmade, deci ceea ce presupune că fac cerceluși, broșe, mărțișori, iată, acum nu de mult am făcut mărțișori, care au avut o popularitate destul de mare. Practic, pe toți i-am vândut. Acum am introdus niște idei inovative în hobby-ul ăsta al meu și fac cerceluși din sticlă organică și nu neapărat, pentru că mai și desenez pe cești. Deci folosesc anumite vopsele speciale. Ele îmi iau în jur la, cred că, o oră, nu mai mult. Între primele clienți au fost colegii de grupă, colegele. Ulterior au devenit cumpărători fideli, utilizatori ai rețelei sociale Facebook. Mai apoi s-au mai transmis din cunoscuți în cunoscuți și deja m-au contactat. Așa, dacă să vorbim de Facebook, acolo se găsește mai multă lume colorată care își caută originalitatea și individualitatea, să-și o etaleze prin anumite accesorii care pot servi, de fapt servesc și chestiile handmade. Iată de ce am hotărât să fac acest grup și să promovez. Prețul variază între 25-70-100 de lei, adică nu este prea mare comparativ cu alte persoane care fac chestii handmade. Oricum am să continui și dacă o să iasă ceva deosebit din asta, deci și nu, pentru că mi iese bine.